Bună ziua, domnule Nazare, bine ați revenit în studioul nostru la PS News. Bună ziua și bine v-am găsit. Ultima sută de metri, să spunem așa, mai puține 10 zile până la alegeri. Așa Și cea mai că importantă de altfel. astăzi, față de ultima noastră întâlnire, știți mult mai bine, să spunem așa, ați luat mai bine pulsul și al sectorului, probabil și al capitalei, că discutați cu colegii din echipa în care faceți parte. Așa că prima întrebare ar fi legată de această radiografie a campaniei și a faptului că acum știm sigur va fi un singur tur de alegeri. Cum se vede această situație pentru PNL, atât la sectorul 1, cât poate până la urmă și la capitală, nu? Evident, nu e o situație avantajoasă pentru noi, știți foarte bine, dacă ar fi fost două tururi, PNL ar fi fost mult mai avantajat, nu numai în București, ci în toată țara, aș spune. Dar, bineînțeles, vom face în așa fel încât să maximizăm rezultatele alegerilor într-un tur. Deci ne pregătim să fim cât mai eficienți, să gestionăm situația cât mai bine pentru un singur tur. Am înțeles. La sectorul 1 aveți până în momentul de față un sondaj sau există unul făcut pe București? Cum stați raportat la ceilalți candidați, în principal la cei cu șanse, mă refer? Situația e relativ simplă. Sondajul arată, de fapt, orice sondaj din această perioadă arată cam aceleași rezultate. Lupta se dă între PNL și PSD, între candidatul PSD și candidatul PNL, la toate sectoarele, nu numai la sectorul 1. Și, evident, trebuie să luăm în calcul, și mi se pare foarte important să luăm în calcul pentru sfârșitul acestei campanii, teoria votului util. Ce înseamnă teoria votului util? Înseamnă că dacă e în mod clar, spre exemplu la sectorul 1, unde populația de dreapta, populația de orientare de dreapta este, eu știu, în proporție mai mare, e evident că un vot pentru un candidat la primărie din partea unui partid mai mic, care nu sare de 5-7-10%, e un vot pierdut. Și atunci, ce cred eu că varianta care ar fi cea mai avantajoasă pentru dreapta din sectorul 1 este să susțină candidatul cu șanse. Cel mai bine plasat candidat cu șanse al dreptei în sectorul 1 este Alexandru Nazare. Ca atare, ce propun este un pluralism politic în care toate forțele de dreapta să se unească în jurul candidatului cu șanse și să construim împreună o platformă cu care să administrăm sectorul 1 după 6 iunie. Evident, această ofertă eu am făcut-o și înainte de alegeri, am făcut-o și în prima săptămână. Le-am transmis-o și personal candidaților și partidelor de dreapta, fie ele ALDE, USB sau PMP. Am făcut acest lucru tocmai pentru că eu cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și de maturitate și nu putem să lăsăm sectorul 1 pe mâna PSD-ului. Pentru că PSD-ul nu are un proiect, nu are un program, nu are planuri concrete pentru primăria sectorului 1 și păcat să schimbăm un lucru care merge. Știți foarte bine că ceea ce merge nu schimbi. Schimb doar ce nu merge. Primăria sectorului 1 a funcționat în ultimii 10 ani și a avut niște performanțe. Orice schimbare de curs înseamnă niște ani pierduți pentru populația din sectorul 1, niște ani pierduți și, bineînțeles, o scădere a nivelului de trai. Scăderea deja se vede în ultimul an, curățenia nu mai e la fel, străzile nu mai sunt întreținute cum trebuie, relația cu funcționarii din primărie este una mult mai proastă, nu se mai dă nicio autorizație pentru nimic și oamenii suferă și văd ce înseamnă să conducă PSD-ul primăria sectorului 1. Înțeleg. Haideți să rămânem tot în zona sectorului 1 și în această sferă a campaniei electorale. Și am să vă rog să comentăm, nu știu, unii le-au numit incidente, acum văd că deja tind spre elemente care se ducă spre alcătuirea unui dosar penal. Este vorba de aceste liste electorale, întocmirea lor cu semnături, cu voturi. În primă fază au apărut știri cum că la PSD sectorul 1
a izbucnit un scandal de genul ăsta, a fost o investigație. Mai nou văd că și în bucătăria dreptei, chiar și la dumneavoastră, se analizează listele electorale. De ce s-a ajuns la povestea asta atâta vreme cât, până la urmă, cerințele, cel puțin în acest tur electoral, nu au fost unele mari, câteva mii de voturi pentru a putea să mergi ca și candidat? Da, e adevărat, se fac astfel de verificări și foarte bine că se fac. E important pentru toată lumea și mai ales pentru opinia publică să știe, să vadă care partid are capacitatea să adune în mod autentic liste de susținători valabile. Acest lucru trebuie făcut pentru toți cei înscriși în cursa electorală. E adevărat că au fost făcute niște sesizări, iar pe baza lor au început cercetări, nu asupra unor persoane, ci asupra listelor de susținători. Eu am mare încredere că susținătorii mei de la Partidul Național Liberal au alcătuit aceste liste corect, pentru că am văzut cum au muncit. Am fost pe stradă cu ei, am strâns semnături, știu cum s-au făcut aceste liste, ne-am luat măsuri preventive și am exclus din liste multe dintre tabelele asupra cărora nu aveam, eu știu, un nivel mare de încredere. Și cred că la sfârșitul zilei această investigație va dovedi că listele noastre au fost alcătuite corect. În alte cazuri au fost chestiuni concrete semnalate. Spre exemplu, pentru listele PSD-ului a fost semnalată o adresă din zona Pieței Chibrit, unde mai mulți cetățeni care se aflau în afara țării ar fi semnat pe listele electorale, pentru domnul Dan Tudorache și pentru PSD. Respectivii au sesizat acest lucru și au alarmat, bineînțeles, instituțiile care trebuie să supravegheze alcătuirea acestor liste. Sunt convins că la sfârșitul zilei se va face lumină și vom ști cine, cum și unde a alcătuit aceste liste corect sau incorect și ne vom lămuri asupra acestui exercițiu democratic. Până la urmă, pentru prima oară se întâmplă un astfel de exercițiu cu o asemenea atenție asupra listelor electorale și cred că e un exercițiu bun și un semnal bun până la urmă. Poate întrebarea ar trebui adresată staffului de campanie, dar vă adresez dumneavoastră. Vi s-a părut totuși mult această limită de câteva mii de semnături pentru a candida la sector, încât neapărat un partid puternic cu activ în spate, dar și un partid mai mic să poată strânge aceste semnături? Adică, din punctul meu de vedere, mi s-a părut destul de ușor, muncă de 2-3 zile de stat în strada câtorva persoane, nu? Nu aș fi de acord cu dumneavoastră, pentru că trebuie să recunoaștem momentul în care ne aflăm. Oamenii sunt foarte dezamăgiți de politic. Bucureștenii sunt foarte dezamăgiți de politicieni. La modul real, a fost o muncă importantă de a identifica susținătorii și de a-i convinge să semneze pe toate cele patru liste. N-a fost nevoie de o semnătură, a fost nevoie de patru semnături pentru fiecare partid în parte. De aceea spun că o investigație asupra modului în care s-au făcut toate listele de susținători este una de bun augur. Un singur aspect aș mai vrea să clarificăm, un alt incident, să spunem, a fost și o știre care a fost vehiculată în mass media despre o posibilă mită electorală dată în sectorul 1. A fost și poliția comunitară implicată în cazul respectiv. Ce se ascunde în spatele acestui caz? E o chestiune palpabilă sau vorbim de, eu știu, mesaje electorale aruncate dintr-o tabără în cealaltă pentru a compromite pe cineva sau ceva? E mult mai grav de atât. E vorba de folosirea unei instituții de administrație publică locală importantă, cum ar fi poliția comunitară, pentru scopuri complet diferite de acelea pe care ar trebui să le îndeplinească. E nevoie foarte mare de poliția locală în teren. E nevoie să dea amenzi acolo unde oamenii nu sunt atenți și încalcă diferite reguli. Și în trafic, și în parcuri, și așa mai departe. Știți foarte bine, parcagii au invadat din nou centrul Bucureștiului. Nu mai scap de ei. Practic nu mai există control asupra lor. În zona Gării de Nord există probleme extraordinare de infracționalitate mică și aceste probleme nu sunt gestionate.
Poliția locală din sectorul 1 n-ar trebui să alerge contra candidații PSD-ului prin parcuri și pe străzi. N-ar trebui să fileze contra candidații lui Dan Tudorache peste tot unde merg în sectorul 1. Iar lucrătorii din poliția locală n-ar trebui forțați să intervină în procesul electoral. Aveți probe sau ați strâns informații cu privire la aceste complet contraproductiv acțiuni? Ce pot să vă spun este că, lovindu-mă de aceste probleme, le-am aflat. În cazul pomenit anterior, lucrurile stau destul de clar. Practic, o doamnă în vârstă a fost obligată de către domni de la poliția locală și de la PSD să completeze o declarație în fals asupra ceea ce s-a întâmplat la locul respectiv și, bineînțeles, și acest fapt este tulburător. Cum să obligi pe cineva, o persoană la 78 de ani, să declare că ar fi dat mâncare contra voturi? Despre ce vorbim? Deci suntem într-o zonă foarte periculoasă, aș spune, și vreau să fac apel pentru aceste ultime 10 zile de campanie la toți cei care lucrează în instituții care țin de primăria sectorului 1 să-și facă treaba, să-și facă treaba bine și să lase campania pentru cei care se ocupă de campanie electorală. Pentru că una e una, alta e alta și nu e bine să amestecăm instituțiile publice locale în campania electorală. Un alt element care este prezent în campania la sectorul 1, dar nu avem așa o conectare directă, să spunem, i-a spune elementul Chiliman. Fostul primar Andrei Chiliman are și părți bune, are și părți rele. Este un primar care încă ar mai fi fost votat foarte bine de către cei din sectorul 1, o spuneau sondajele înaintea incidentului cu domnia sa. Este un primar liberal, la o multă vreme a fost asociat cu partidul. Are și această problemă de partea cealaltă cu legea, este asociat într-o grupare, spune DNA-ul, dubioasă, că ar fi făcut fapte de corupție. Care este în momentul de față potențialul electoral al domnului Chiliman, dacă PNL-ul folosește acest potențial într-o formă sau alta și, până la urmă, cine are de câștigat de pe urma imaginii fostului primar Andrei Chiliman sau ar putea avea de câștigat la aceste alegeri locale? În mod cert, justiția își va face treaba, cum își face treaba și în multe alte cazuri, și nu are rost să ne substituim ei când judecăm cazul Chiliman. Nu știm care va fi deznodământul procesului care, în momentul de față, anchetei în primul rând și a procesului în privința acestui caz. Cert este că primarul Chiliman este foarte respectat în sectorul 1 și locuitorii sectorului 1 au văzut în mod clar că viața li s-a îmbunătățit vizibil în timpul mandatelor primarului Chiliman. Plecând de la aceste premise, eu cred că trebuie să continuăm toate proiectele bune începute și care există la acest moment în primăria sectorului 1. E foarte adevărat că mulți dintre candidații la primăria sectorului 1 revendică idei, bucăți, fragmente din această moștenire, să spunem, în termen de proiecte a primarului Chiliman. Însă, numai unul, și în cazul acesta vorbim doar de Alexandru Nazare, numai unul dintre acești candidați poate în mod real să continue acele proiecte fără sincope. De ce? Pentru că am și experiența, am și voința, am, eu știu, și tipul de atitudine schimbat. Că avem nevoie de un alt tip de atitudine la primăria sectorului 1, astfel încât să putem continua fără să pierdem ani de zile. Știți foarte bine, în administrația românească nu e prima oară când discutăm acest subiect. Se schimbă miniștrii săptămânal sau lunar. Se schimbă directori în poziții cheie, la fel cum se schimbă și miniștrii.
Se schimbă un întreg aparat administrativ și rezultatul care e pentru cetățeanul de pe stradă care nu vede aceste schimbări? Rezultatul e clar. Proiectele se opresc. Pleacă un director, pleacă cu toate proiectele, vine alt director, vine cu alte idei. Nu există un fir care de continuare, cum este, spre exemplu, obligația sau cum e obligatoriu în alte administrații din alte state europene. Păi, în Germania, spre exemplu, nu există așa ceva. În momentul, directorii din administrația publică, în primul rând că sunt niște funcționari publici de carieră foarte serioși, care nu au nicio treabă cu politica, și acești domni, când se schimbă, practic își transferă proiectele de la unul la altul. Deci schimbările politice niciodată nu afectează aparatul administrativ. La noi e complet invers. La noi aparatul administrativ e complet dat peste cap odată cu schimbările politice. O astfel de schimbare la primăria sectorului 1 ar da și mai mult peste cap aparatul primăriei, care în momentul de față este într-un blocaj total. Acum, eu am lucrat împreună cu mai mulți specialiști pe mai multe domenii. Am lucrat un program de guvernare locală. Acest program este primul care a fost prezentat public. Este un program foarte bine documentat în termeni de surse de finanțare, finanțări europene, finanțări de la Banca Europeană de Investiții, posibile colaborări cu fonduri de investiții, cu companii străine, dar și cu fundații sau părțile societății civile pentru a continua proiectele importante din sectorul 1. Eu sunt singurul candidat care a prezentat un astfel de program și sper că până la finalul campaniei, evident, văzând acest lucru, primarul Chiliman să îmi acorde susținerea. Eu sper acest lucru pentru că eu cred că sunt cel mai serios candidat dintre cei care se prezintă pentru primăria sectorului 1. Cu toate acestea, să știți că am văzut idei bune și la contracandidații. Am văzut idei bune pe care eu le voi prelua. Disciplina în construcții, spre exemplu, repararea problemelor din cartierele Dămăroaia și București Noi, despre care vorbește foarte bine Clotilde Armand, este un proiect pe care eu vreau să-l continui. Și disciplina în construcții am integrat-o complet în programul meu de campanie. Ideea doamnei Chiriac de a finanța spitalul CF2 pentru a rezolva problemele clare de subfinanțare de acolo. E o idee foarte bună. O voi prelua în programul meu. Alte idei care apar privind alte proiecte, pe toate le voi prelua, pentru că eu vreau să preiau tot ce este bun. Și nu vreau să-mi arog că sunt proiecte personale. Nu există lucruri personale în campanie. Vreau să iau tot ce este bun, astfel încât să fiu un integrator al tuturor ideilor bune legate de sectorul 1. Și pe 6 iunie voi chema la primărie tot ce înseamnă dreapta, tot ce înseamnă candidați în Consiliul Local din partea dreptei, tot ce înseamnă reprezentanții partidelor de dreapta, chiar dacă n-au vrut până acum să facă o alianță cu mine, chiar dacă nu și-au arătat susținerea până în acest moment, eu din 6 iunie voi începe să lucrez cu aceștia la primărie, pentru că primăria sectorului 1 nu poate fi condusă decât de dreapta dacă vrem să facem proiecte bune și vrem să ducem mai departe proiectele bune deja începute. Nu pot să concep să lucrez decât cu acești oameni. Și o să spuneți, bine, dar uite că uite ce spune Clotil sau uite ce spune Laura. Sau, da, e adevărat, e o retorică de campanie, dar trebuie să gândim dincolo de campanie. Gândim știți, dincolo, de, în proiecte gândim întreb, dincolo. Da, apropo de chestiunea asta legată de program și de proiecte, am găsit elemente comune, mă rog, nu detaliate acolo, într-adevăr, în celelalte platforme pe care le-am citit, că asta e meseria. Am avut elemente comune inclusiv la PSD. Am găsit elemente comune reabilitarea termică, am găsit ca element comun problema parcărilor. Sunt lucruri care le promiteți, să spunem așa, și dumneavoastră le promit și ei. Nu știu cât de la curent sunteți, deși ar trebui cu ceea ce prezintă în platformele lor contracandidații, dar pe de altă parte, cu ce ar diferi viziunea Alexandru Nazare privitoare la parcări sau la reabilitarea termică, de exemplu, față de viziunea PSD-ului, a domnului Tudorache, de exemplu? PSD-ul și Dan Tudorache au făcut un fel de copy-paste combinat. Deci au luat bucăți din proiectele deja prezentate de mine și au preluat idei
din primăria sectorului 1 de pe vremea domnului Kiliman. Și au făcut un melanj și se prezintă cu melanjul ca fiind un produs autentic. Evident, acest melanj n-are cum să fie un produs autentic. Iar dacă eu depun un proiect de lege în care spun clar că îmi doresc o reformare a poliției locale și bineînțeles că sectorul 1 este sectorul cel mai întins din București, cel mai mare și are nevoie de mai multe forțe, cred eu, dar care să și facă treaba pe criterii de performanță, toate aceste lucruri au fost preluate cu copy-paste din proiectul meu de lege afișat pe site-ul Camerei Deputaților, direct în flyerul electoral domnului Tudorache. Rușine, domnule Tudorache, nu mai faceți copy-paste. E rușinos pentru dumneavoastră să faceți acest lucru. Puteți să susțineți proiectul de lege, nu să-l preluați direct în fluturașul dumneavoastră electoral. Acum copy-paste-ul, ca să facem și o spirit de glumă, e la modă. E la modă în PSD, e la modă, da. Acum, ca să revenim la subiect, că e foarte important. Proiectele în mare sunt foarte asemănătoare. Diferența fundamentală o face implementarea. Cine le pune în practică și cum? Uitați, una e să vii să spui vreau să fac parcări și alta e să spui acesta este proiectul meu de parcare. Uite, acestea sunt costurile sub 10.000 de euro locul de parcare. Pentru această parcare inteligentă, modulară, pe care am prezentat-o de acum două luni jumate pe site-ul meu de Facebook. Ați prezentat și la noi în emisiune. Uitați, ideea asta. Vreau să încep cu un pachet de 10 astfel de parcări, ca să vedem exact cum se desfășoară, care sunt costurile și după care să merg mai departe cu parcările supraterane, astfel încât să dublez numărul de locuri de parcări de reședință, acolo unde este posibil, bineînțeles. Vedeți, e cu totul altceva când vii aplicat și spui acesta e modelul, acesta e proiectul, acestea sunt costurile, da? Și altceva când vii și spui da, fac parcări. După aia, mai avem, toată lumea spune, domnule, vom folosi energia fotovoltaică, panouri solare și la blocuri vom avea panouri solare. Da, haideți să o luăm așa. A spus cineva în cât timp? A spus cineva cu ce costuri, în câte mandate, este din punct de vedere juridic rezolvată această problemă, se poate face sau nu? Eu am spus așa, voi începe cu un program pilot la clădirile administrative ale unităților școlare. La cele 100 de clădiri ale unităților școlare, dacă pun în practică acest program, costurile vor scădea cu 300.000 de euro anual. Deci eu vorbesc atunci când am niște studii de fezabilitate la dispoziție. Domnul Tudorache spune, toate casele vor fi reabilitate. Eu vin și reabilitez toate casele. Am o întrebare pentru domnul Tudorache. Dom'le, până acum, ce ați făcut? Că ați fost acolo la sectorul 1, ați fost și la primărie. De ce n-ați rezolvat toate casele până acum? Pot să ne și răspundă până în... Da, nu e... Ce aș vrea eu să fac? În acest an vreau să fac primul proiect pilot, prima stradă. Să vedem care sunt costurile, unde sunt dificultățile, dacă mai e nevoie de modificări legislative sau în norme, astfel încât acest proiect să meargă cât mai repede. Deci vreau să fim foarte realiști în momentul în care propunem lucruri. Toată lumea spune, domnule, reabilitez toate blocurile. Bun, mai sunt 180 de blocuri de reabilitat, ele pot fi reabilitate toate până la sfârșitul anului viitor. Dar ce faci cu cele care sunt deja reabilitate? Propunerea mea următoarea și este clară, e concretă. La toate blocurile deja reabilitate vom scădea factura cu încă 20%. Cum? Introducând robineții de echilibrare, robineții cu cap termostatat, și grilele hidroreglabile. Deci aceste elemente plus schimbarea coloanelor verticale, foarte importante. Pe coloanele respective sunt pierderi foarte mari, deși un bloc e reabilitat și pe afară arată bine, prinăuntru, dacă nu schimbăm și coloanele, nu ducem până la bun sfârșit treaba. Ca atare, acest pachet se referă la blocurile deja reabilitate și, bineînțeles, terminăm și celelalte blocuri. Din ce bani? Avem credit. Creditul e luat de la Banca Europeană de Investiții. M-am interesat, am văzut câți bani mai avem de luat.
ce bani mai avem la dispoziție, deci poate fi pus în practică acest program care se referă la blocuri. Începem programul la case cu proiectul pilot în acest an, după care îl extindem la restul caselor. Deci, modul în care discuți tehnic o problemă arată, de fapt, pregătirea respectivului candidat pentru a gestiona problemele din primărie. Apropo de problemele din primărie, e un paradox, l-am constatat recent, al acestor vremuri, în campaniile electorale, oamenii sunt obișnuiți să câștige, să primească câte ceva. Se mai face un parc, se mai vopsește o bancă, se mai reabilitează un bloc. Acum, sigur, nu sunteți momentan în primărie, să spunem așa, dar aveți consilieri, PNL-ul are consilieri. Se întâmplă în vremurile actuale o chestiune, de ce spun paradoxală, pentru că un drept, un beneficiu pe care oamenii în sectorul 1 l-au avut pe mandatul fostului primar Chiliman și cu care acesta până la urmă s-a și, eu știu, brevetat, tocmai este pe cale să se ia. Se ia un drept în loc să se dea. Mă refer la taxa pe gunoi. Bucureștenii în sectorul 1 nu au plătit această taxă, ea fiind un beneficiu, un cadou venit de la primărie. Înțeleg pe un proiect de hotărâre recent că acest beneficiu tocmai se va lua celor din sectorul 1. Este adevărat? Și care e, ce se ascunde în spatele acestei măsuri? În spate putem doar specula ce se ascunde. Deci haideți să vorbim ce e în față și după aia vorbim de ce e în spate. În față lucrurile stau așa. Toți locuitorii din sectorul 1 persoane fizice din iunie vor plăti o taxă de gunoi, care e deghizată sub forma de denumirii taxă de habitat. Această taxă, zică-se, este ascunsă într-un regulament care a fost semnat de viceprimarul PSD, Vasile Moțoc, care este la comanda domnului Dan Tudorache. Deci, domnul Moțoc a semnat acest referat, hotărârea este deja pe site-ul primăriei și va fi aplicată din iunie. Bineînțeles, în următoarea ședință se va stabili doar cuantumul taxei. Decizia de a se pune în practică este bătută în cuie. E luată. Da, e luată de către PSD și de către viceprimarul Moțoc. Acum, mă întreb, de ce mai avem nevoie de o taxă? De ce trebuie să taxăm gunoiul? Pentru că această taxă de habitat, zică-se, e pentru gunoi menajer, dar gunoiul menajer era gratis până acum. Pentru spații verzi, da, eu știu că sunt bani pentru spații verzi, nu mai trebuie să taxăm în plus pentru spații verzi. Și pentru dezvoltare ecologică. E frumoasă ideea cu dezvoltarea ecologică, e frumoasă ideea cu colectarea selectivă și o susțin. Dar de ce să o facem pe banii oamenilor? Adică de ce să reducem niște cheltuieli la operator, da? Și să compensăm cheltuielile operatorului din taxe aplicate bucureștenilor? Adică eu înțeleg, aici oricine poate să speculeze că e o legătură între PSD și operator dacă PSD-ul vrea să taxeze bucureștenii și pe banii lor să facă, să introducă o nouă taxă, dar nu e deloc frumos și nu cred că un drept câștigat în timpul mandatelor domnului Chiliman poate fi pierdut de la o coțcărie ieftină de acest gen. De aceea îl somesc pe Dan Tudorache și pe Vasile Moțoc să retragă imediat această hotărâre de pe site-ul primăriei și să anunțe public imediat că nu va fi instituită o taxă de gunoi în sectorul. Există o altă abordare legată de faptul că între dumneavoastră și contracandidatul de la PSD este o distanță destul de mică. Să facem un joc de imaginație și să presupunem că ați câștigat aceste alegeri. Veți avea un consiliu în care, cel puțin în momentul de față, PSD-ul va avea mulți membri, pentru că sunteți apropiați. Cum veți face negocierea pentru a avea consilierii de partea noastră? Cum se va face negocierea pentru viceprimar? Și cu cine sunteți până la urmă deschis să mergeți mai departe într-un drum în care primarul nu este singurul care poate face tot într-o primărie? Am mare încredere că voi câștiga și am mare încredere că vom avea cel mai mare număr de consilieri la primăria sectorului 1. E adevărat că s-ar putea să nu avem, cum calculăm foarte bine, să nu avem majoritatea. În schimb, eu am încredere în simțul politic și maturitatea celorlalte partide de dreapta care vor intra în Consiliu.
Și de aceea spun că de pe 6 iunie voi demara imediat discuții cu toate partidele de dreapta și cu reprezentanții acestora, atât politici cât și reprezentanții în Consiliu, astfel încât să creăm o bază solidă pe care să pornim punerea în practică a proiectelor pe care le-am propus. De aceea eu am făcut un pas chiar mai înainte, mi-am anunțat susținerea pentru proiecte deja anunțate de către ceilalți contracandidați, tocmai pentru a crea acea platformă comună cu care să mergem mai departe din 6 iunie. Și dacă tot am făcut jocul acesta de imaginație și am spus că sunteți primar și ați făcut și majoritatea, după cum ne-ați explicat, spuneți-mi care este proiectul numărul 1, să spunem, de suflet, pe care dumneavoastră astăzi aici, în fața publicului nostru și a tuturor celor care se vor uita după aceea, vă angajați că îl veți duce la bun sfârșit ca primar. Brandul Alexandru Nazare pentru primăria sectorului 1. Există, proiectul meu de suflet îl reprezintă investițiile în educație, investițiile în infrastructura educațională a sectorului 1. Aș vrea să gândim un program care să se întindă pe durata a cel puțin un mandat de investiții în infrastructură. Mai puține borduri deosebite, mai puțin polistiren, mai puține investiții în lucruri, în panseluțe și investiții serioase în viitorul copiilor noștri. Ce înseamnă investiții serioase în viitorul copiilor noștri? Înseamnă un număr suficient de locuri în creșe, creșe foarte bine dotate și creșe în toate cartierele din sectorul 1. Deficitul de locuri în creșele de stat trebuie imediat acoperit. Avem modelul creșei daneze, e foarte bun. Avem liste de așteptare pentru creșa daneză, rezultatele pentru copii sunt extraordinare, trebuie extins acest model al creșei daneze. Grădinițe. Avem cartiere unde s-a construit fără un plan și nu avem grădiniță. În aviații, spre exemplu, avem probleme. E nevoie de o grădiniță. Și în alte cartiere avem nevoie de grădinițe, trebuie să le dotăm. Vom face acest lucru. Avem 10 școli care nu au săli de sport. Vom face aceste săli de sport. M-am angajat, pentru că sectorul 1 are un singur bazin de not pentru copii, să mai construim încă 3 astfel de bazine de not care să fie deschise pentru toți copiii din sectorul 1. Nu mai vreau să existe laborator în sectorul 1, la nicio școală din sectorul 1 care să nu fie modernizat. Vom moderniza toate laboratoarele tuturor școlilor din sectorul 1. Și aș vrea să cresc rolul primarului în relația cu educația și în relația cu școlile. Pentru că eu cred că e foarte importantă implicarea aceasta în educație. Ea rezolvă foarte multe probleme pe care le are România. Pe termen lung, aș spune. Și eu cred că acest program de investiții pe care l-am anunțat pentru educație va face diferență. Uitați, numai exemplu cu școala după școală, programul After School. Nu aș vrea să mai existe cartier în sectorul 1 în care să nu existe un program de after school de stat în care copiii de la clasele 0-4 să beneficieze de acest after school fără costuri pentru părinți. Vom face o economie din bugetul părinților și vom acoperi din bugetul primăriei after school-ul pentru copii. After school-ul la școlile private este o componentă de cost foarte mare. Exact. La dumneavoastră un proiect înseamnă că veți scuti totuși niște bani. Are primăria resurse să disloce atât de mult pentru acest tip de privilegiu până la urmă? Da, am calculat cât ar însemna, cam ce înseamnă ca și număr de copii, cam ce înseamnă ca efort bugetar, de unde se pot lua banii și ce ar însemna să-i alocăm. Și să știți că beneficiile pe termen lung sunt mult mai mari. Copiii pot să învețe la aceste after school-uri, spre exemplu, că tot vorbim de colectare selectivă. Trebuie să învețe de mici să facă colectare selectivă. Trebuie să învețe de mici reguli de bază referitoare la circulație. Trebuie să învețe lucruri complementare școlii în aceste after school-uri. Și de aceea, dacă ai un program centralizat, atunci poți mult mai ușor să introduci anumite teme în educația copiilor, care în timp se vor dovedi, cred eu, foarte bune. Școlile tehnice trebuie
legate de mari operatori economici, care să lucreze direct cu școala tehnică, astfel încât cei care ies dintr-o școală profesională să aibă direct loc de, un loc de muncă. Eu cred că este foarte important să legăm tot ce înseamnă școală tehnică de operator economic și liceu teoretic de universitate. Cei de la Vianu, spre exemplu, ar avea nevoie de o școală, ar avea nevoie de o universitate mare unde să-și poate continua studiile în România. În calitate de viitor primar, aș vrea să-mi asum acest rol, să conving o universitate mare. Vorbeam de un nume mare, o universitate, să zicem, americană, pentru că mulți dintre cei de la Vianu își doresc să învețe în America. Putem să convingem împreună cu guvernul, împreună cu autoritățile, să oferim facilități astfel încât o astfel de universitate să vină în București, astfel încât copiii noștri să nu mai fie nevoiți să plece din România și să-și continue studiile aici după ce termină. Mi se pare, cred eu, un lucru foarte important pentru viitorul Bucureștiului. Vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă urăm până la urmă, vă urăm succes în această scurtă perioadă și pe 6 iunie când veți da proba că tot ceea ce ați promis a fost perceput de către oamenii din sectorul 1 așa cum vă doriți. Dacă în schimb, la final aș vrea să mai ating un subiect. Vă rog. Dacă în schimb cineva întreabă, domnule, după, în prima săptămână, cum intri în primărie, care e primul proiect, ce faci, primul lucru, cum vrei tu să arate primăria, imediat cum, ce vrei să pui în practică. Eu cred că avem mare nevoie de o primărie digitalizată. Ce înseamnă o primărie digitalizată? Nu înseamnă o primărie a viitorului, înseamnă o primărie în care mai toate operațiunile de administrație publică, pe care cu toți le știm, da? Care sunt operațiuni, să le poți face de acasă. Poți să ceri audiențe de acasă, să poți să-ți plătești. Foarte mulți locuitori ai sectorului 1 deja plătesc taxele online. Să încurajăm acest lucru, să fie interacțiunile cu primăria să fie cât mai transparente și să fie online. Deciziile asupra bugetului, deciziile asupra investițiilor în sectorul 1 pot fi influențate inclusiv de opiniile cetățenilor, de opiniile comunității care pot fi făcute online. De ce? Completezi decizia de impunere. În fiecare an plătești niște taxe, da? Ca locuitor al sectorului 1. Unde se duc banii? Nimeni nu știe exact. Oamenii nu sunt atât de implicați în administrație să știe pe ce se cheltuiesc banii. Nu mai spun că trebuie transparentizat tot din primul moment, dar oamenii nu știu unde se duc banii. E, pe aceeași decizie, completată online sau completată normal, pe spate, pe verso, acolo oamenii din cartierele respective pot să aibă un mini chestionar care se spună: vreau să investim în Teatrul Bazilescu, vreau să investim în Baza Cireșarii, vreau să investim într-un loc de joacă, vreau să investesc într-un parc, aș vrea, eu știu, o nouă sală de sport la școala, la o școală din cartierul meu. Deci, cred că viitorul îl reprezintă implicarea reală a comunității în deciziile pe care trebuie să le ia primăria. Și misiunea mea ca viitor primar este să reclădesc încrederea locuitorilor din sectorul 1 în primărie, iar această deschidere totală prin digitalizarea primăriei o reprezintă răspunsul meu pentru nevoia alegătorilor din sectorul 1 de a avea un partener onest și credibil în viitorul primar Nazar. Vă mulțumesc încă o dată și vă fac deja invitația ca după 6 iunie, dacă veți fi primar, să facem un prim bilanț tot aici la PS News. Sigur, cu mare plăcere!